Iar un copil de 3 ani a murit după ce poarta de acces din gospodăria familiei a căzut peste el. Copilul se juca în timp ce tatăl lui încerca să fixeze poarta, moment în care aceasta s-a desprins din role și l-a zdrobit. Medicii n-au mai putut face nimic ca să-i salveze viața. Tragedia s-a petrecut în comuna Mărunței din județul Olt. Micuțul se juca în preajma porții de acces în gospodărie pe care tatăl încerca să o fixeze. Micuțul a fost practic zdrobit sub sutele de kilograme ale porții. Familia copilului este distrusă, iar tatăl este în stare de șoc. Nu l-am văzut, dacă îl vedeam, vă dați seama că săream eu în față pentru viața mea. Săream eu, mai bine muream eu, decât să nu fi murit licoare vieții mele. Ce mi-am pierdut viața. Nu, nu văd. Ba eu. Da, nu m-am nimic ca pe lângă mine. Dorele. Mi-am pierdut copilul meu. Mi-am pierdut tot ce aveam mai drag. Nu mai sunt nimic. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat prin apelul 112 cu privire la faptul că o poartă de acces ar fi căzut peste un minor din comuna Mărunței, județul Olt, iar acesta este inconștient. La fața locului s-au deplasat polițiștii secției de poliție rurală numărul 4 Coteana și mai multe echipaje de prim ajutor, printre care și un elicopter smurt. În urma evenimentului, minorul în vârstă de 3 ani a decedat, iar trupul acestuia a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina în vederea efectuării autopsiei și a stabilirii cauzei decesului. Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. S-au smuls cone și panurile din stâlpul fiind subțire și a căzut. Ieri la 12 la muncă m-a sunat cumnata și fratele meu și mi l-a dat la telefon și a vorbit cu mine. Și aia a fost toată treaba. Și după aia auzi aseară că a căzut poarta. Bă. Nu știu cum s-a întâmplat că eram acasă, că stăm chiar lângă poliție noi. Ea mi-e fată și el mi-e ginere. Alexandru Ionuț era foarte vorbăreț, așa mergea în toamnă la grădiniță și îmi zicea mie, mamaie, zice, tu nu ne bați. Mamaie, că nici eu n-am bătut copiii mei, că am două fete, doi băieți. Ce vorbea când trecea pe aici, saluta vecinii. Energic, da. Nu, chiar nu așteptam. Călurădăna a fost o fată cu minte, băiatul a fost un băiat cu minte, a avut grijă de ei.